Bună dimineața tuturor, bună dimineața și invitatului meu, Dragoș Petrescu, antreprenor și, așa cum a fost anunțat, fondator al unui lanț de restaurante. Toată lumea se uită cu mult interes la toate știrile, avalanșa de informații care, pe de o parte, ne îngrijorează cu privire la starea de sănătate. Pe de altă parte, suntem în pragul izbucnirii în sezon estival. Ne dorim să ieșim, ne dorim să mergem în vacanțe, dorim să se deschidă restaurantele. Dragoș, o perioadă foarte dificilă, primele 3 luni de la izbucnirea pandemiei pentru întregul Horeca, care a fost efectiv blocat. Cum recreez, cum reinventez un business cu restaurant când restaurantul este închis? Practic, ce s-a întâmplat în aceste 3 luni a fost un salt înainte cu o decadă. Ne uităm cu alți ochi la tot ce înseamnă penetrarea online în industria restaurantelor și antreprenorii au câteva lucruri de făcut pe care întotdeauna sunt nevoiți să le facă atunci când întâlnesc un obstacol. Trebuie să găsească soluția să se reinventeze. În România discutăm de o piață de aproximativ 3,2-3,3 miliarde de euro și avem o penetrare online de aproximativ 500 de milioane de euro. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că în aceste 3 luni de blocaj, o parte din restaurant a funcționat, o parte nu. Mă refer la bucătării. Ați pus bucătăriile la lucru și ați livrat comenzi prin online la destinatari. În același timp, o parte din angajați au fost trimiși în șomaj. Exact. Deci, practic, ce s-a întâmplat în aceste 3 luni? A crescut procentajul din total piață pe zona de livrare de la 3-4% către 10-12%. Se îndreaptă acum spre 15% și probabil că va ajunge undeva la zona de echilibru pe la 20%, ceea ce este un salt foarte mare pe care îl așteptam, cum îmi spuneam mai devreme, să-l găsim peste 8 ani, 9 ani. Da. Dragoș, toată economia se îndreaptă spre rezultate negative la sfârșit de an. O cădere economică globală, o cădere economică la nivelul Uniunii Europene, o cădere a economiei naționale. Celelalte 80% despre care ai vorbit până acum, 20%, o creștere semnificativă de vânzări, de afacere prin online. Ce se întâmplă cu restul de o felie importantă din afacere? Și mă uit acum la inițiative, vouchere pentru oameni pentru a putea fi ajutați deopotrivă clienții și furnizorii de servicii de restaurant să repornească economia. În continuare o amenințare cu o posibilă reîntoarcere în blocare și în același timp o dorință imensă a tuturor de a ieși într-un grad mai mare de libertate. Corect. Deci, practic, ce se întâmplă acum și ne uităm la ea 80% de care mă întrebai, din păcate, acest 80% se vor transforma între 30 și 40% în acest an. Ceea ce înseamnă că industria de restaurante, că experiența de restaurante offline, în care oamenii ne vor întâlni unul cu celălalt la restaurant, nu va dispărea. Oamenii sunt și rămân ființe sociale, ele au nevoie de această interacțiune, deci va exista acea categorie de clienți care vor ieși la restaurant și în următorul an, însă astăzi avem 3 categorii, să zicem, dacă îi putem împărți în 3 categorii pe clienții noștri. O treime care ies și vor să iasă și vedem la mare, la munte, pe terase, o treime care ies doar forțat și apelează la anumite servicii și o treime care nu vor să iasă deloc pentru că încă nu au încredere. Deci avem foarte mult de lucru noi ca și operatori de restaurante să îi putem atrage pe aceste ultimile 2 treimi din nou într-o formă de a accesa aceste servicii de restaurant. Și cum îți spuneam, cele mai facile forme și care nu depind de pandemie sunt această penetrare online cu livrarea la domiciliu. Una dintre metode, dar mai sunt 3-4 metode, discutăm când o să ai timp. Sigur că da, timpul este limitat, este o resursă irreversibilă și limitată, dar mai am o singură întrebare și am să te rog să răspunzi rapid. Cine va supraviețui din această criză economică adusă de pandemia COVID?
cei care se reinventează și cei care au avut un anumit nivel de rezerve într-o economie în România, pe zona de ospitalitate, în care 94% sunt mici antreprenori, este foarte dificil și probabil că cel puțin o treime dintre ei nu vor mai deschide niciodată. Dragoș, mulțumesc frumos pentru intervenție.